Bine v-a regăsit, dragii noștri cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei de vorbă cu femeia din tine, o campanie pe care o dedicăm femeii luna aceasta, luna martie, și venim înaintea dumneavoastră cu o prezentare de carte. Este vorba despre Dansul Furiei, ghid pentru femeile care vor să schimbe tiparul propriilor relații. Astăzi, alături de noi, avem o invitată specială. Este vorba despre Daniela Luca, psihanalist, doctor în psihanaliză la Universitatea Paris 7, președinte al Asociației Româno-Franceze de Psihoterapie și Psihanaliză André Green. A publicat numeroase articole de psihanaliză, psihopatologie, autor al cărții Cuvinte în negativ, eseuri de psihanaliză. Îi mulțumim foarte mult pentru că a acceptat invitația noastră de a vorbi în cadrul acestei campanii de vorbă cu femeia din tine, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald și toate titlurile, toate cărțile incluse în cadrul acestei campanii le găsiți pe site-ul editurii Herald. De asemenea, toate filmulețele, toate videoclipurile cu invitații noștri le găsiți pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald și pe canalul de YouTube. Începem discuția noastră de astăzi vorbind despre ceea ce înseamnă femeia, ceea ce înseamnă feminitatea, felul în care în ultimele decenii femeia a reușit să se redescopere, să se reinventeze, să se regăsească, dar în egală măsură vorbim și despre ceea ce înseamnă emoțiile pe care o femeie le trăiește prin intermediul acestei frumoase cărți, Dansul Furiei, un autor extraordinar care a mai publicat de altfel în colecția Pas în Doi, din care face parte și această carte, Dansul Furiei, a mai publicat și Dansul Relațiilor. Începem discuția noastră. Daniela, ce este de fapt, cum putem defini femeia în actualitate? Ce reprezintă ea? Cum a reușit femeia să se reinventeze, să se regăsească, să se redefinească cumva în contemporaneitate, în modernitate, în actualitate? Seara bună și mulțumesc tare mult, dragă Sorin Lucaci și editurii Herald, pentru călduroasa invitație la această campanie despre feminin și a sta de vorbă cu femeia din noi. E o provocare, cred că întotdeauna este și o provocare și un risc să vorbim sau să chiar scriem despre feminitatea reinventată sau femininul reinventat adus într-un actual mai mult sau mai puțin posibil o reactualizare în funcție de năvala socială în care trăim, dar cred că sunt multe lucruri mai subtile pe care am putea să le desfășurăm împreună, pentru că chiar că vom risca să nu atingem toate sensurile și toate nuanțele posibile ale femininului, în primul rând, cred că suntem mereu într-o căutare de adevăr și de sens și de autentic. În femininul din noi, nu spun deocamdată feminitate, femeie, spun femininul din noi. Fiecare ființă are acest cote feminin, această latură feminină, care este mai mult sau mai puțin congruentă cu polaritatea sa, cu masculinul, care vine și completează și echilibrează în fiecare din noi. Indiferent că femininul se definește prin sine însuși, printr-o construcție identitară și printr-un narcisism feminin, prin identificările cu femininele născătoare, mamă, bunici, străbunici, intertransgenerațional, trebuie să ținem seama că aceste chipuri și dimensiuni și forme felurite de realități interioare sunt la impactul sau
contactul continuu cu dimensiunea socială, culturală, istorică în care ne aflăm, matricea aceasta existențială dincolo de subiect, de persoană. Și atunci, inevitabil, femininul acesta cumva intim, abscons, felurit, subtil, se va modela mai mult sau mai puțin, poate chiar cu niște fracții, pierderi, răni, da? În funcție și de matricea socială. De aceea este, din punctul meu de vedere, o continuă devenire, o continuă, aș prefera, eu una prefer cel puțin, mai degrabă devenirea, transformarea, metamorfoza, decât reinventarea sau reactualizarea. Sună foarte aproape de domeniul IT, așa, și probabil că am eu reticențe, mai ales în perioada asta pandemică. Și atunci, cred că metamorfoza, de la metamorfoza senzitiv-senzorială, corporală, acest pas de doi, pas în doi, pe care îl aduce și autoarea în discuție, sigur, în relația de cuplu, dar el vine dintr-o primă relație de pas în doi, așa cum numesc și psihanaliștii, da? Și pas în trei, da? Relație cu mamă, relație cu tată, în diadă și în triadă. Și acestea toate se vor transforma, se metamorfozează în devenire. Da? Pe un plan, da? Senzitiv, senzorial, corporal, emoțional, da? În devenire afectivă, emoțională, psihică, mentală, spirituală, cuprinzând aceste stări difuze sau poate chiar ample. Nu? Plăcere, extaz, da? Contemplare sau rană, durere, pierdere, prăbușire, da? Doliu sau joncțiuni între absențe, prezențe, tăceri, vorbiri secrete, dezvăluiri, continentul negru, cum a mai fost numit, sau abscons, obscur, dar și iluminarea prin, da, dimensiunea feminină. Toate aceste polare, cumva, care necesită transformări, sublimări, da, maturări continue, sunt întotdeauna și în acordaj sau dezacordaj cu un celălalt, da, cu alteritate, da? Iar cunoașterea de sine și cunoașterea unui celălalt, da? Cum este în cuplu, da? Femeie, bărbat, dar e un cuplu masculin-feminin, implicit matern-patern, care ne definește, ne construiește și în funcție de care vom putea intra într-un acordaj, un pas de deux, ca în balet, cu un partener de cuplu care la rândul său vine, da, cu aceste dimensiuni masculin-feminine. Nu? Acest acordaj, această scenă pe care suntem într-un pas de doi este posibil dacă într-adevăr există o capacitate de împărtășire, de reciprocitate, de transmitere, de încredințare și încredere, de a putea fi împreună cu celălalt într-o intimitate emoțională, sufletească, da? În așa măsură încât fiecare să se poată redescoperi pe sine prin celălalt și să se transforme împreună reciproc și fiecare în intimitatea sa interioară. Nu? Fiindcă aici este și marea provocare, da? Cum o relație în relație, într-o cunoașterea celuilalt, te poți redescoperi pe tine și invers, cum tu contribui prin ceea ce ești și ce aduci într-o relație, da? Pe diapazonul emoțional amplu, dar nu numai, da? Să îi facilitezi celuilalt să se descopere pe sine. Da? Revenind la emoții și la emoțional, la intuitiv, la tot ceea ce reprezintă energia feminină, să-i spunem. Exprimarea furiei ca emoție, din start trebuie să specificăm faptul că nu există emoții, deși probabil că așa am fost învățați, nu există emoții negative și emoții pozitive. Emoțiile sunt emoții și trebuie să le internalizăm, trebuie să le dăm frâu liber și să le exprimăm. Iar exprimarea furiei a fost
condamnată mereu și probabil că nici în prezent ea nu se bucură de o reputație prea bună. Manifestarea furiei, în special de către femei, atrage după sine, să le spunem, diverse etichetări, probabil slăbiciune, defect de caracter, impolitețe. Suntem educați și sfătuiți în spiritul concilierii, al mascării, cumva, apropo de măști și de roluri sociale, al mascării adevăratelor noastre emoții doar de dragul aparențelor sociale. Cu atât mai mult cu cât obiectul nemulțumirilor, cum precizai tu puțin mai devreme, poate să fie partenerul de cuplu, părintele sau, de ce nu, copilul în relația de parentaj, în relația părinte-copil. Prea puțin spun că furia este o emoție firească, naturală până la urmă, legitimă. Iar Harriet Lerner se numără printre acei învățători înțelepți, după cum explică chiar autoarea, furia ne poate semnala multe lucruri, faptul că suferim, că ceva nu merge bine, că nevoile noastre nu sunt împlinite sau nu sunt satisfăcute într-un mod adecvat, că e nevoie poate de o schimbare. Iar pentru a împiedica furia să degenereze sau să ne altereze relațiile de familie, este necesar să învățăm un anumit limbaj al comunicării, să comunicăm limpede nevoile și dorințele noastre, să ne străduim să-i schimbăm pe ceilalți, nu să-i impunem, bineînțeles, schimbarea, și să ne apărăm ideile și convingerile într-un mod asertiv. Mie mi-a plăcut mult titlul cărții, de exemplu, da? Pentru că pare un paradox cum dans al furiei. Ei bine, da, vine în lumina și altor gânditori în momentul în care poți dansa cu furia sau furia, o poți juca, te poți juca cu ea. Ai spațiu intern și spațiu în relație. Da? Suntem furioși, dar nu ne distrugem. Ura, furia, invidia, da? Frustrarea, gelozia, etc., toate celelalte. Mânia, da? Intoleranța. Mânia, da? Ajung să fie, da, transformate într-un spațiu de dans, da? Într-un spațiu de joacă, într-un spațiu creativ, da? Să devină cumva vitale, nu destructive. Dar pentru asta, un lucru important l-ai spus și sigur și autoarea îl menționează, dacă furia, pentru că acesta este, da, să spunem, afectul la care se referă, da? Cartea îndeosebi, nucleu dur, dacă furia și celelalte, ură, invidie, da, gelozie, etc., sunt negate, da, sunt înnăbușite, sunt suprimate, sunt clivate, sunt izolate, etc., etc., nu sunt recunoscute, descifrate, integrate, asumate, cuprinse, da, îmblânzite cumva, da, echilibrate, da, cu celelalte afecte, ele ajung să fie extrem de nocive, extrem de distrugătoare, atât în sine însuși, cât și în relația cu celălalt. Și nu știu dacă putem spune că îl putem schimba pe cel, și de asta mi-a plăcut că ai revenit și ai spus că nu e vorba de impunere. Cred că este vorba de ajustări, de acordaje, exact ca în muzică, exact ca în acel pas de doi, exact ca în dans. Este și un film foarte, foarte fain, la care m-a trimis cu gândul titlul cărții și subiectul cărții, Dansul pumnalelor, care se bazează, de fapt, da, pe o artă a luptei, da, originea este japoneză, și felul în care toată cruzimea, tot sadismul, toată violența, da, pot fi transformate, da, într-un dans. Nu? Și nu se mai ajunge la ucideri, da? Ci doar la exprimări. Și este foarte important că și într-o terapie noi întâlnim astfel de emoții, astfel de afecte, poate în manifestarea lor cea mai brută, cea mai violentă, și dacă reușim să putem să le gestionăm împreună cu celălalt, nu? Cu pacientul nostru, în momentul acela și pacientul are încredere că își poate exprima furie, mânie, violență, ură, fără ca asta să-l ucidă, mai mult sau mai puțin metaforic, sau să rupă relația, sau să-l vătămeze pe celălalt, da? Fără să aibă impactul ăsta, da? Dezastruos, destructurant de sine.
Iar feminitatea îmblânzită, da, femininul îmblânzit, adică forța feminină, nu puterea falică feminină, să spunem așa, da? Adică femeia care are forță vitală, creatoare, transformatoare, generatoare de viață, vine și îmblânzește, da, falicitatea în exces și din ea însă și din celălalt. La fel bărbatul, da, care excesul de macho, de macism, da, dacă este temperat și domolit, da, îmblânzit, modelat, da, de o feminitate proprie, internă, de dimensiunea propriei feminități, da, atunci va putea să fie, da, un bărbat vertical, ferm, limitativ, adică să poată delimita afectele în surplus din sine însuși și din parteneră, iubită, soție, nu? Și să poată să-și acordeze în felul ăsta energiile masculine și feminine, dimensiunile, da? Feminină și masculină. Dacă sunt clivate aceste sau în disproporții, da? Masculinul, femininul dintr-o femeie, da? Femininul, masculinul dintr-un bărbat, vezi că spun un pic în anima animus cumva, adică în părți de self care, da, sunt clivate și cumva nu sunt acordate și stând disproporții, atunci relația în sine se va putea ține, dar numai pe conflict și luptă și de, pe registru care pe care. Și este foarte dificil de trăit așa. Nu? Până la urmă unul cedează sau amândoi sau oricum, da, relația este distrusă. Femininul, da, cu masculinul său în echilibru duce, da, la... Și sunt complementare. Exact, duc împreună la o întregire de sine, da, prin asumarea diferențelor, da, prin disoluția unor rigidități, da, sau mentalități, sau clivaje, sau clișee, sau, da, etichete. Nu? Și lasă, permit cumva o descoperire a celuilalt, nu? Și o recăutare, o reexplorare, o redefinire a propriilor sensuri și a propriilor adevăruri, nu? Și bucuria de a le împărtăși cu celălalt. Nu? Ori o furie care nu e dansată, să spunem așa, nu? Care este sub anumite convenții sociale, familiale chiar, sau chiar proprii, da? Propriul supraeu, propriul ideal de eu, etc. Vin și te constrâng să țin nobu și orice formă de, da, emoție în exces, cum este, da? Va duce la o falsificare de sine, la o falsificare în relație, da? Și la un efect destructiv, dezintegrant în propria persoană și implicit și se va repercuta și asupra relației și asupra celuilalt. Și domnișoara cum se cade sau cum am putea să numim, da? Prea cum se cade, aș pune accentul ăsta de, da? Ești prea, da? Cum se cade, prea se cuvine, prea cum trebuie, prea, nu e... În momentul acela nu ești tu însăți, nu te manifesti pe tine așa cum îți este natura autentică. Poate chiar nici nu-ți dai voie să te cunoști pe tine așa cum îți este, na, femininul. Na. Nu poți fi femeie cu adevărat. Na. Vei fi contorsionată, vei fi, na, deghizată într-o mască, într-o marionetă, na, într-o formă, da, care va lua chipul și asemănarea oglinzilor deformante care ți s-au pus, în care trebuia să te incluzi ca să fii acceptată. Nu? Și cred că se joacă și la masculin, da, toată această poveste, fiindcă cred că și un bărbat care nu-și permite, nu-și recunoaște, da, propriile instincte, propriile emoții, propriile gânduri, propriile, da, manifestări și așa mai departe, vor fi în exces sau vor fi, da, eclipsate și le vor răbufni, pentru că e totul în mișcare.
O carte care ar trebui citită nu doar de femei și nu se adresează doar femeilor, ci și în egală măsură bărbaților, pentru că citind această carte, probabil că bărbații vor ajunge să înțeleagă mai bine emoțiile femei, inclusiv și furia. Dragii noștri, am vorbit astăzi pe marginea cărții Dansul Furiei, ghid pentru femeile care vor să schimbe tiparul propriilor relații, de Harriet Lerner, o carte publicată în colecția Pas-2 a editurii Herald și pe care o puteți găsi pe site-ul editurii în cadrul campaniei De vorbă cu femeia din tine. A fost alături de noi Daniela Luca, psihanalist, doctor în psihanaliză la Universitatea Paris 7, președintele Asociației Româno-Franceze de Psihoterapie și Psihanaliză, Andrei Green, a publicat numeroase articole de psihanaliză, psihopatologie. Mulțumim foarte mult, Daniela Luca, pentru informațiile prețioase pe care le-am adus, iată, în acest material cititoarelor și cititorilor noștri. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. Mulțumim, Daniela! Seara bună, mulțumesc!